Cine vrea să se vaccineze, ne rămân doze și decât să le arunc, mai bine le fac la cine vrea să vaccineze. Asta e raționamentul. Pentru că el, după ce ai făcut diluția, deci el se face o diluție. După ce ai făcut diluția, din acel flacon cu diluția făcută, se pot vaccina 5 persoane. Dacă ai vaccinat una și ai terminat vaccinarea, rămâi cu 4 doze care se aruncă. Este 12 euro o doză. Și e păcat de ele. Și atunci am zis că le fac la cine dorește să se vaccineze. S-au fost doritori până acum? Ieri am început. Deci sunt doritori, sunt foarte mulți. Ieri am început. Deci de ieri, de azi încolo, facem treaba asta. Da, au venit voluntari? Adică au venit oameni care, nu sunt cadre medicale, au venit să se... Nu sunt voluntari. Sunt... Nu e bine spus voluntari. Sunt... cum să vă spun eu? Da, se vaccinează, dorește să se vaccineze. Medicale, nu numai cadre medicale, oricine dorește să se vaccineze. Adică dacă vin și eu acum, din dozele... Puteți să vă vaccinați, dar numai programată. Numai dacă, adică pot să vă vaccinez. Înțelegeți-mă următorul lucru. Eu vă primesc pe dumneavoastră. Dar asta vom ști la prânz dacă ne rămân doze. Deci n-am de unde să știu. E destul de complicat pentru că doza este valabilă 3 ore după ce am diluat-o. Deci este relativ complicat. Mi este mai ușor să vă programez. Așa fac cu cei care sunt de aproape de spital din Găiești și îi chem la vaccinare când mi-au rămas 2 doze, de exemplu. Și până acum ați reușit să, nu știu, poate bătrân sau alte categorii? Da, facem, ne ocupăm, sunăm, avem listă de așteptare, îi chemăm, vin imediat, îi vaccinăm, facem. Da, spuneți-mi un pic, cadrul legal aveți? Adică, în teorie, pe etapa asta ar trebui doar cadrele medicale, strict. Bun, și dacă dumneavoastră rămâneți cu 2 doze de vaccin în flacon, ce faceți cu ele? Spuneți-mi și mie. Eu nu știu care, de asta vă întreb, care e procedura? Păi nu vă întreb eu pe dumneavoastră. Să zicem că dumneavoastră vaccinați. Aveți un flacon cu 5 doze. Vaccinați un om. Rămâneți cu 4 doze. Ce faceți cu ele? Mă gândesc că în teoria trebuie tot la cadrele medicale să le programați în așa. Dar ce faceți cu dozele rămase, vă întreb? Ce faceți cu dozele rămase, vă întreb? Dar în alte spitale ce se întâmplă cu ele? Păi nu, adică asta se aruncă. Se aruncă. Se aruncă. Și eu, Belușică, la Lorenț, nu vreau să le arunc. Este, nu vreau, da? Să vină să mă ia pe sus, seriu, cine vor ei.